Incendiu de proporții în capitale. Un apartament a fost mistuit de flăcări după ce proprietarea locuinței ar fi uitat aragazul pornit și ar fi plecat de acasă. Cazul a avut loc pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucane, în data de 4 august. Flăcările puternice și fumul dens care ieșeau prin geamul apartamentului au fost observate de mai mulți trecători, dar și vecini, care au alertat imediat pompierii. La fața locului au fost dislocate patru echipaje de intervenție care au luptat cu flăcările ore în șir. Potrivit inspectoratului general pentru situații de urgență, flăcările au distrus în totalitate o odaie din apartament, dar a afectat grav și celelalte două camere. Din fericire, incendiul a provocat doar daune materiale. Victime nu au fost înregistrate. Specialiștii urmează să stabilească circumstanțele, dar și cauza exactă de la ce ar fi izbucnit flăcările. Se presupune că proprietara locuinței, care ar fi o femeie netate, ar fi uitat mâncarea pe aragazul pornit.